Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre previziunile astrale ale lunii iulie, pentru fiecare zodie în parte. Vreau să vă spun că iulie poartă numele împăratului roman Iulius Cezar, care s-a născut în această lună. Inițial, în Imperiul Roman, această lună se numea Quintilis, pentru că era cincea din anul roman. Calendarul roman, neavând inițial lunile ianuarie și februarie. În tradiția noastră populară, luna iulie se numește cuptor. Tot prin tradiție, fiecare săptămână a lunii iulie poartă câte un nume. Prima este săptămâna secerișului. A doua este săptămâna panteliilor, adică surorile Sfântului Ilie, care pot aduce arșiță. A treia săptămână este săptămâna lui Sân Ilie, adică a Sfântului Ilie, care se sărbătorește pe 20 iulie, iar a patra este săptămâna verii. Întotdeauna luna iulie începe în aceeași zi a săptămânii ca și aprilie, iar în anii bisecți, ca luna ianuarie. Luna este cea mai caldă a anului în emisfera nordică și cea mai rece în emisfera sudică. Rubinul este piatra prețioasă a acestei luni. În privința tradițiilor străvechi, mai puțin cunoscute, o serie de sărbători sunt cinstite în această lună iulie pentru ca recoltele să fie belșugate, iar oamenii să fie feriți de rău. Ce se sărbătorește? Cosmandinul, adică Sfinții Cosma și Damian, denumiți și doctorii fără de arginți, cei care feresc oamenii de boli și se sărbătorește la 1 iulie. Apoi, pe 8 iulie, pricupul sau ziua lupului, care o crotește cerealele de arșiță și pe copii să nu-i fure lupul. Pe 20 iulie Sfântul Ilie, cel care stăpânește fulgerele și tunetele și care marchează miezul verii, când se culeg plantele de leac și se recoltează mierea. Și mai este Sfântul Pantelimon pe 27 iulie pe care îl știe toată lumea. Iulie este luna când, seara, spre orizontul sudic privind, se observă Steaua Antares din constelația Scorpion. Culoarea roșie a stelei i-a inspirat pe astronomii antici să-i dea numele de rivalul lui Ares sau Marte, cum îl știți voi, adică Antares. Steaua nu se ridică foarte mult deasupra orizontului, dar se vede foarte ușor. Constelația Scorpionului are forma literei S și se continuă spre S cu Săgetătorul și spre V cu Balanța. Între 19 iulie și 7 august are loc conjuncția nodului nord cu Uranus pe energie de Taur și o să se alăture de la 1 august și Marte. Aceasta este o perioadă de importante ajustări mondiale, pe plan economic și financiar, cu răsturnări de situație notabile, care ne vor determina să luăm măsuri pentru a contracara fluctuațiile piețelor, prețurilor și a bunurilor de orice fel. Este un moment de reconsiderare a ideii de avere, de posesiune și a modului în care aceasta este utilizată. O să mai vorbim despre asta. Poziționarea lunii ca și astru, pentru că acum înțelegeți mai bine dacă ați citit despre astrologia lunară, pe 1 iulie începe deci luna poziționată pe energie de leu. Pe 13 iulie are loc cea mai mare lună plină în Capricorn din 2022, fiind supranumită și superluna, pentru că este cea mai aproape de Pământ. Luna 9 Leu va fi pe 28 iulie și vă rog să consultați și calendarul sănătății pe iulie postat de mine pe Patreon, ca să vedeți zilele bune pentru operații chirurgicale. Jupiter intră în retrogradare pe 28 iulie. Saturn este încă retrograd, Neptun este încă retrograd, Pluto de asemenea. Oricum, vă pun pe ecran tabelul retrogradorilor ca să fie mai ușor de reținut. Pe Patreon v-am postat ritualul de lună nouă, care se face pe data de 29 iunie. Calendarul sănătății pe luna iulie, calendarul nunților pe iulie. Am continuat lecțiile gratuite de astrologie, v-am explicat influența lui Saturn în zodii și succesul în astrologie raportat la casa 10. Și multe, multe altele pentru că postez acolo aproape zilnic. Și sper că aceste materiale să fie folositoare celor interesați de astrologie. Acum să vedem cum stau lucrurile pe fiecare zodie în parte. Zodia Berbec. Energia astrală se va împărți între casa 4 și casa 10. Deci pe această axă. Va fi o energie mai importantă în prima parte a lunii, deci cămin familie, locuință și carier. Așa că trebuie să vă bucurați că ați scăpat de efectul eclipselor, care nu a fost comod deloc pentru voi. Și nu ați simțit că sunteți în deplin control al lucrurilor. Trebuie să mai știți că până la început de septembrie, o să aveți așa ca un fel de respiro astral în care lucrurile vor fi mai ușoare pentru voi, adică exact până la următorul ciclu de eclipse, care încep pe final de septembrie. Oricum, în iulie sunt foarte multe aspecte astrale, cu vreo 10 mai mult decât luna iunie. Dar sigur că nu le putem discuta pe toate și o să vi le spun doar pe cele mai importante pentru voi. Pentru iulie este cea mai proastă zi și avem o coadratură foarte puternică și foarte proastă între Marte și Pluto. Marte este pe casa voastră 1 și Pluto este pe casa voastră 10 a carierei. Casa 10 sau mijlocul cerului, cum este denumită, simbolizează, printre altele, poziția socială, succesul profesional, reputația, ambiția, responsabilitatea față de societate, ambițiile lumești în general, modul în care dorim noi să fim văzuți de public, obiectivele politice și așa mai departe. Pluto în această casă 10 înseamnă că voi o să vreți, o să simțiți să fiți o persoană cu mai mare putere, să spunem, în viața publică, sau o persoană care are nevoie de o carieră care să-i dea o anumită putere. Sunt avantajate toate profesiile guvernate de Pluto, adică cele ce țin de cercetare, minerit, energie atomică, psihologie, științele oculte, psihice, munca de detectiv sau chiar spionajul și politica. Latura întunecată a lui Pluto în această casă s-ar putea manifesta ca și extremă negativă, să-i spun, adică implicarea în activități ilegale. Aceste persoane, adică cei care aleg să folosească energia plutoniană în acest mod destructiv, pot să fie nemiloase și să folosească orice fel de mijloace, adică să fie fără scrupule, tocmai pentru a-și atinge obiectivele. În general, este posibil să aveți dificultăți în găsirea vocației adevărate, adică să treceți printr-o criză de carieră sau să pierdeți un loc de muncă pe care voi îl credeți sigur și să vă angajați într-o carieră nouă care are o natură complet diferită față de ce ați făcut voi până acum. Cauza unei asemenea pierderi sau a unei asemenea crize, ar putea fi faptul că încă nu sunteți în măsură să vă folosiți puterea și înțelepciunea și în beneficiu altora, al societății și o folosiți doar pentru scopuri personale. Ei, și această poziționare a lui Pluto o să vă facă să vă simțiți nefericiți, nemulțumiți de realizările în carieră. Depoziția socială, să vă doriți să fiți mai sus, mereu mai sus. Casa 1 în astrologie este casa personală, adică sinele vostru interior și exterior. Marte este planeta curajului și a voinței și este conducătorul, guvernatorul natural al acestei case. Când Marte este în casa 1, creează o persoană neînfricată și curajoasă. O persoană care își asumă riscuri uneori prea mari și folosește mijloace puternice pentru a-și face drumul în viață. Persoanele au un puternic simț, adică știu exact cine sunt, cine vor să fie și unde vor să ajungă. Sunt încrezători și deseori acordă puțin atenție modului în care oamenii se simt față de ei. Unor să știți că pot fi chiar intimidanți. Marte în prima casă poate crea așa un personaj ca un boxer, în care există o nevoie inerentă de a se dovedi constant prin fapte impresionante. Marte în cuadratură cu Pluto înseamnă că energiile celor două planete se bat și se inflamează unele pe celelalte. Așa că pe casa carierei și a statutului vostru social veți avea lupte și zbateri. Important este cum le gestionați. Pe 6 iulie, Mercur se alătură Soarelui pe casa 4, într-un tranzit foarte rapid de două săptămâni. Mercur ne face să avem mintea doar la casa unde ne simțim noi bine, adică în căminul nostru. Și ne face să ne preocupăm doar de problemele de familie. Adică, veți pune accent pe educație, pe sprijinul emoțional, pe tot ce ține de familie. Iar soarele în Casa 4 pune accentul pe nevoia de stabilitate emoțională, de securitate și de stabilitate familială. Adică, nevoia unei vieți echilibrate de familie. Astfel că persoana respectivă o să își petreacă mult timp în casă, în căminul său. Dar Mercur face conjuncție cu Soarele și asta se numește în astrologie conjuncție în combustie, adică sunt afectate flexibilitatea sufletului și a spiritului, ceea ce aduce prejudicii, încăpățânare și o foarte, foarte mare subiectivitate. Iar planeta Marte intră în Taur, adică pe casa voastră 2, alături de Uranus. Marte în Taur este în exil. În acest semn venusian, energia lui Marte are manifestarea cea mai proastă. Tinde să se concentreze în păstrarea lucrurilor pe care deja le aveți. Și din această cauză, rare ori, se apucă de ceva nou în afară de cazul sigur că în securitatea materială este în pericol. Este un semn de confruntare cu propriile voastre dorințe, fiindcă atașarea de lucrurile existente, să știți că nu aduce progres. Dar regenerarea cere creativitate, motiv pentru care Marte în Taur poate aduce o evoluție în relații pline de afecțiune și pasiune care sigur o să vă stimuleze creativitatea. Marte fiind în Casa a doua a Banilor înseamnă vânătoare de trofee. Marte, știți, este capabil de a face riscante, de acțiuni energice pentru câștiguri materiale. De asemenea, voi o să aveți aptitudini practice pentru ocupații riscante, care, sigur că da, solicită și un consum de energie fizică mare. Dacă pe harta astrală l-aveți pe Marte afectat, să știți că puteți fi un mare cheltuitor, un mare risipitor al banilor sau al resurselor pe care le aveți strânse deja. Marte face conjuncție cu Uranus. Asta înseamnă marea calitate este că voi o să aveți o capacitate extraordinară în a găsi soluții inovatoare la probleme aparent de nerezolvat. Pentru că asta face Uranus. Uranus în Casa 2 înseamnă că o să vă câștigați resursele din ocupații deosebite, speciale, să zicem, sau cu înaltă tehnologie, sau din ocultism. Deci. Profesii non conformiste, ieșite, să spunem, din tradiția voastră de familie, surprinzătoare să zicem. Așa că puteți avea câștiguri din invenții, din inovații, din servicii așa vă vin idei deosebite, din jocuri speculative. Dacă pe harta voastră astrală, uranus este prost aspectat, să știți că pot intervi interveni pierderi financiare bruște. Jupiter este chiar în semnul vostru acum. Și o să vedeți că face quadratură cu luna în orac. Și apoi imediat se mută în leu, la prima ora dimineții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Jupiter, planeta optimismului și a succesului, sau marele benefic, ajunge în berbecul care este ultra-încrezător. Berbecii sunt unele dintre zodiile favorizate de această poziție. Și este o perioadă care cere reacții spontane, adaptare imediată la situație, adică răspunsuri rapide față de ce își cere viața. Și să știe, berbecii au o energie minunată pentru asta. În această perioadă, berbecii vor fi caracterizați prin vindecare, eliberare de trecut. Și mai multă sănătate decât până acum. Jupiter în cuadratură cu luna înseamnă că Jupiter în cuadratură cu luna nu este un aspect foarte bun, pentru că indică necazuri în familie din pricina femeilor. Indică complicații și întâmplări imprevizibile în călătorie sau vă face mai cheltuitori. Puteți face Asocieri nechipzuite sau puteți avea pierderi financiare. O să aveți tendința de a mânca excesiv, o să fiți mai indiferenți, o să aveți o reputație proastă, o să vă separați de familie, o să aveți dificultăți cu legea și pe sănătate boli de ficat sau de stomac. O să aveți tendința de a vă supraestima, adică să fiți și extravaganți și orgolioși și tentați spre fraudă. Pe 13 iulie avem lună plină în Capricorn, deci casa voastră 10. Acolo se găsește și Pluto și v-am spus mai devreme despre el. În general, aspectul de lună în Capricorn nu este unul plăcut pentru lună ca și astru, pentru că este în exil. O face mai serioasă și mai prudentă decât de obicei. Dar aduce productivitate și responsabilitate. De aceea, acum ea o să pună reflectoarele pe cariera voastră, pe imaginea voastră publică și pe statut social. Aici lucrurile trebuie să o ia pe alt drum. Adică să faceți niște schimbări radicale. Luna în Capricorn mai înseamnă sacrificii de sine, mobilizare, efort și asumare de responsabilități mai mari decât până acum. Doamnele, în această perioadă, o să-și revendice drepturile, o să-și susțină cauzele, nu vor accepta să fie în postura de victime în fața nimănui și, în același timp, viața personală va fi plină de frustrări. De aceea, schimbarea este obligatorie, fie pe planul carierei, fie pe plan personal în raport cu partenerul de viață. Pe 18 iulie, Venus se alătură în casa 4. Astfel, voi o să aveți trei planete poziționate în conjuncție aici, adică un aspect astral foarte bun. Pentru că Venus este micul benefic. Cu această plasare, locuința voastră să știți că va fi exact acolo unde vă stă inima. Și o să aveți un interes crescut poate pentru decorarea frumoasă a casei, pentru design interior și în frumusețare în general, a spațiului vostru unde locuiți. În astrologie, planeta Venus înseamnă iubire, grație, bunăvoință, frumusețe și alte lucruri care ne fac fericiți. Când Venus ocupă casa 4, ca acum, evidențiază o viață domestică minunată. Se pune deci accent pe crearea unei case iubitoare, ca să fie și atrăgătoare în același timp, din punct de vedere vizual. După această dată, energiile se mută radical, adică se mută pe Casa 5, unde se pare că aveți niște lucruri de rezolvat. Astfel, pe 20 iulie, Mercur intră în Casa 5 a distracției, a creativității, a copiilor. Mercur în casa 5 poate să însemne un interes intelectual pentru artă sau o apreciere analitică pentru opere, pentru admirație în general. Persoanele cu astfel de plasare se pot bucura și se pot pricepe la jocurile de cuvinte, să spunem. Mercur de o gândire aventuroasă, o inteligență ridicată și dorința de a obține o educație mai bună. De multe ori, această poziționare înseamnă suprasaturare intelectuală. Mai aduce o atracție pentru jocuri, dar în special cele intelectuale. Mai aduce interes pentru tranzacții financiare, să spune, pariuri sau alte tipuri de activități speculative. Mai arată Bunăvoința din partea publicului spre voi și, uneori, șansa de a câștiga, să zicem, la loterie. Mercur conferă un interes crescut și pentru sexul opus, pentru flirturi și relații intime ocazionale. Pe 23 iulie, soarele se mută și el, tot pe Casa 5, și încurajează expresia creativă. Adică o să vă diferențieze de alții prin artă, de exemplu, pentru cei care aveți această ocupație, acest hobby să zicem. Astfel că nativul berbec o să se remarce prin creativitate sau, de ce nu, prin aventurile sale sentimentale și disponibilitatea sa afectivă. Iar la cei care aveți copii, prin activități legate de copii. Pe 28 iulie, Luna 9 are loc și ea tot pe casa 5. De aceea vă spuneam că energia se va muta pe casa 5. După cum vedeți, Universul are ceva să vă spună sau are niște indicații să vă dea referitor la casa 5. Luna în casa 5 înseamnă un temperament condus de inimă și nu de logică, care conduce spre plăcere, bineînțeles. În astrologie, luna întruchipează ceea ce este considerat eul conștient și subconștient, emoțiile, reacțiile, instinctele, amintirile din copilărie și, de asemenea, energia feminină, adică figurile materne din viața noastră. Casa 5 are legătură și cu plăcerile, cu distracția, cu creativitatea. De aceea, și cu copiii. De aceea, este posibil ca unul dintre copiii voștri să aibă parte de un succes notabil. Sau voi o să vă simțiți atrași spre cineva mai tânăr sau care are suflet și comportament copilăros. Este o perioadă favorabilă celor care doresc să adopte un copil. Și sigur că funcție de cum aveți voi luna în harta natală, poate să mai însemne și anumite pierdere în anumite zone. Oricum ar fi, treaba voastră este să vă doriți noi oportunități, noi începuturi pe această zonă ce ține de casa 5. Să le gândiți și apoi să le cereți Universului ca ele să se îndeplinească. În plus, luna nouă face cuadratură cu Jupiter, așa că o să simțiți și ceva tensiune nervoasă sau psihică, iar în unele cazuri tendință de nepăsare față de niște aspecte. Și aici avem două situații. Dacă în harta natală îl aveți pe Saturn ca aliat, atunci Universul vă construiește un drum lin, un drum ușor de urmat și vă aduce popularitate și susținere din partea semenilor. Dar dacă în harta natală Saturn este prost aspectat în raport cu Jupiter, atunci o să aducă neglijarea șanselor, pierderea prietenilor, Investiții proaste, pagube și uneori intervenția oamenilor legii. Cam atât pentru voi, dragii mei, Berbec. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept să vă abonați pentru ca să primiți automat toate noutățile. Vă pup!